Revelația fotbalului românesc în sezonul precedent, câștigătoarea Cupei României și cu un parcurs surprinzător în cupele europene, Corvinul Hunedoara a fost sâmbătă unul că prea tare pentru Muscelul Câmpulung, în runda cu numărul 7 a ligii a doua la fotbal. După un început oarecum echilibrat, hunedorenii au pus ușor-ușor stăpânire pe joc și astfel s-au impus la final la scor de neprezentare 3-0. Au punctat Hergelegiu minutul 38 din penalti, Pârvulescu minutul 77 și Ciucuvu minutul 92. Ionuț Dorin Pop în partea dreaptă, intră în centru, Pop trece de un adversar și este penalti pentru Corvinul Hunedoara. O încurajare a suporterilor, destul de iubit la Hunedoara aici, Andrei Hergelegiu, chiar și în momentele în care nu a evoluat foarte mult, fluieră Mihai Laurențiu Ene, se apropie Hergelegiu, șut și gol! Gol Corvinul Hunedoara! Cu aceeași sete, cu aceeași execuție, înscrie Andrei Hergelegiu. Jocul acum recuperează din nou hunedorenii, vine șutul, gol Corvinul Hunedoara! Gol Corvinu, înscrie, cred că a fost acolo Nicolae Pârvulescu și din minutul 77, 2-0 pentru echipa lui Florin Maxim. Velisar trimite bine pentru golul înscris de Corvinul Hunedoara, 3-0 pentru băieții lui Florin Maxim. A înscris primul său gol la echipa hunedoreană, Ciucu, good news! La finalul partidei, antrenorul Marius Bratu a declarat: știam ceea ce ne așteaptă, am pregătit meciul și am dorit foarte, foarte mult să plecăm la o organizare defensivă impecabilă. Știam că dacă le dăm prilejul pe tranziție pozitivă, sunt foarte, foarte periculoși. Tot timpul am spus la băieții mei, pe construcția noastră să pregătim faza de apărare, să fim atenți, pentru că sunt foarte periculoși, cu mare calitate și foarte speculativi. Din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ați văzut și dumneavoastră, consider o victorie meritată a celor de la Corvino, dar mi se pare că scorul e exagerat. Da? E clar că am suferit, mai ales în prima repriză, nu am pus probleme în atac. O echipă care vrea să facă rezultate, să pună probleme în atac. În celelalte partide ale rundei cu numărul 7 s-au înregistrat următoarele rezultate. FC Bihor Steaua 0-1, Chindia Târgoviște, Ceahlăul Piatra Neamț 0-1, Unirea Ungheni CSE Afumații 0-0, Metaloglobus București, Viitorul Târgu Jiu 7-0, CSC Șelimbăr, FC Voluntarii 0-0, Concordia Chiajna, Metalul Buzău 1-0, CSM Focșani, Craiova 1948 1-1 și CSM Mioveni FC Argeș de asemenea 1-1, rezultat care a provocat demiterea antrenorului piteștean Nicolae Dică. Mâine se va juca Csíkszereda Miercurea Ciuc CSC Dumbrăvița. În urma acestor rezultate, Miercurea Ciuc rămâne pe primul loc, indiferent de rezultatul partidei de mâine. Metaloglobus, viitorul adversar al echipei noastre, a urcat pe locul 2, iar Steaua este pe 3. În subsol sunt poziționate Muscelul Câmpulung, locul 19 cu 6 puncte, CSM Focșani, locul 20, 4 puncte, Unirea Ungheni, locul 21, 3 puncte, un meci mai puțin disputat, și viitorul Târgu Jiu, locul 22, un singur punct.